S-a întors legenda! Vă salut, lume frumoasă! În sfârșit am rezolvat problema cu internetul. În sfârșit putem să ne întoarcem să facem vloguri, story-uri, live-uri și așa mai departe. Și astăzi vreau să vă fac, că nici eu nu știu cum să zic, vlog, story, amintiri, nu amintiri. Și o să fac așa mai... să râdem, sunt un fel de pamflet, dar care reprezintă puțin realitatea, cum eram și cum suntem. Haideți să dăm drumul. Și apropo, internet aveam. Am vrut doar să văd cine se bucură, cine e lângă mine și așa mai departe. Haideți să dăm drumul. Lume bună și frumoasă. Astăzi începem în a vă zice că copiii nu mai sunt cum erau înainte, da, dar au mai zis-o și alții. Au mai povestit și alții și au dat seama și alții că nu mai sunt timpurile care erau înainte. Nu mai sunt copiii care erau înainte. Deci dacă mă pun să vă vorbesc și eu, n-am descoperit apa caldă și ar fi ceva foarte banal. Deci, haideți să lăsăm copiii și să ne gândim la noi, ăștia adulții. Fraților, copiii nu se mai joacă, nu mai fac, nu mai nu știu ce, stau tot timpul pe calculator. Ok, așa e, aveți dreptate. Dar noi adulții mai facem ce făceam înainte? Sau? Nu v-ați gândit la chestia asta? Eu m-am gândit zilele ăștia în care n-am făcut live, n-am avut internet pe calculator. E adevărat, n-am avut, să nu vă mai mint. Și mi-am dat seama că nu mai suntem aceleași persoane care erau când eu eram copil și erau alții de 30, 40, 50 de ani, 60 de ani. Fraților, și mi-am dat seama că suntem toți pierduți pe YouTube-ul ăsta, pe Facebook, pe internet în general, pe jocuri. Și nu mai facem ce făceau ăia mai bătrâni acum 10 ani, acum 20 de ani. Voi gândiți-vă că înainte lumea se ducea și se îmbăta prin baruri. Acum lumea se îmbată pe internet. Acum lumea se îmbată pe... își dau provocări pe live-uri și se îmbată. Live drunk. Păi mi-am adus aminte zilele ăștia. Bă, ce se întâmpla acum 20 de ani? Lumea încă reușea să se îmbete împreună cu alții, nu singuri în fața calculatorului. Eu nu știu cum era la voi în cartier, dar în cartier la mine aveam un bar. La Pietriș, îi ziceam noi. Și noi copiii ne duceam, ne puneam acolo cu curul nostru pe bordură și ne uitam la aia care intră în bar. De ce? Băi, intra taică-meu, să zic așa, un exemplu, cu un prieten, care prietenul ăsta mai era și vecinul nostru. Și era prieten, vecin, poate era și coleg de muncă. 3 în 1. Și se duceau la bar împreună, frumos, șmecherie, tovarășie. Haide-mi bă la bar. Problema care? Că se duceau prieteni și se întorceau dușmani. Aia era frumosul când te îmbătai împreună cu alții. Nu te plictiseai niciodată, nici aia care se îmbătau, nici aia care se uitau. De ce? Acum 20 de ani, vindeau ăștia țuică din bidoanele alea de 5 litri și vindeau și țigări la bucată. Acum 20 de ani, nu prea erau bani. Și oamenii ce făceau? Își umpleau sticla de jumate de țuică, s-o mai bea și acasă, și cumpărau țigări la bucată. Mă, când se duceau tovarășii ăștia, bătrânei ăștia, să zicem așa, 40-50 de ani, se duceau la barul ăsta. După vreo 5 păhărele de țuică de aia de bidon, începeau să se certe. Băi, și pe vremea aia se certau pentru motive serioase, bă, nu
Nu ca acum pe motive de ăștia de oameni proști. Păi înainte, frate, își luau sticla aia de țuică de jumate, o umpleau la bar și după aia când ieșeau afară trebuia să o împartă. Și deja începeau oamenii să... Bă, așteaptă că mai, tu ai pus mai mult, tu ai pus mai puțin, tu ai băut mai mult, tu ai băut mai puțin. Și deja nu mai erau prieteni, rămâneau decât vecini și colegi de muncă. Își cumpărau țigara aia la bucată. Și o făceau poștă. Trag eu, tragi tu, trag eu, tragi tu. Ce se întâmpla în momentul ăla? Că unul din ei se trezea și se supăra că alălalt a fumat mai mult, să zicem. Și iar începeau să se certe. Și dintr-o dată, nu mai erau nici măcar colegi de muncă. Erau decât vecini. Și știți cum e treaba cu vecinii? Se mai ceartă. De ce faci gălăgie? Fiul tău aleargă în casă și mă trezește noaptea. Fiul tău urlă, dă tare la muzică și se mai ceartă. În momentul în care deja erau supărați, supărați. După 5 pahare de țuică de aia la bidon de 5 litri. O țigară făcută poștă, fumată mai mult de unul decât de alălalt și deja nu mai rămâneau decât vecini și începeau să se bată. Deci noi copiii mici n-aveam nevoie să intrăm, să ne certăm, să ne uităm la filme de bătaie sau să ne jucăm jocuri de bătaie. Era de ajuns să te pui în fața barului, la pietriș, cum eram noi, și vedeam de tot, de toate. N-aveam nevoie de calculator. Că poate dacă vă gândiți bine și noi adulții, dacă am face mai multe chestii, cum se făceau înainte, și copiii n-ar mai căuta așa de mult pe calculator. Noi adulții acum nu ne mai jucăm fotbal. Bă, înainte, frate, erau băieții de 30-40 de ani, se întâlneau între ei și se duceau și ei în fața blocului, în curtea școlii, pe vreun teren, se jucau și ei fotbal, mă. Păi acum nu se mai joacă lumea fotbal. De ce? Că acum ăștia mari ca noi își dau întâlnire pe rețea să joace FIFA. Și acolo tot așa, frate, nu mai există bătaie, că noi ne puneam copiii în spatele porții și ne uitam la ei cum se băteau, că a intrat sau n-a intrat mingea în poartă. Sau ai tras peste poartă, că erau porțile invizibile, făcute din două sticle de țuică. Înțelegi? Ăștia acum se joacă FIFA. După ce se joacă FIFA, ce fac acum ei? Se ceartă și se bagă pe... Cum se numește, mă, jocul ăsta, că nu-mi vine numele acum, mă? GTA. Se bat și acolo. Vine poliția în joc, în joc. Îi arestează. Ce se întâmplă a doua zi? Intră pe YouTube și fac vloguri. Așa, mai scurt. Pula mea. Să nu se supere vecinul de lângă mine de aici, că nu vorbesc de el. Na, n-are nicio treabă el. Așa. Și apropo, chiar dacă ți-ai schimbat numele la canal, eu știu că ești tu. Se vede urât. Nebunule. Așa, hai să trecem peste. Bă, fraților, am ajuns să ne angajăm în funcție de ce jocuri ne jucăm și să zicem la oameni că avem experiență. Păi eu l-am pe unul care s-a jucat timp de o lună și a și terminat jocul, Taxi Driver, nu, Taxi, Crazy Taxi, Crazy Taxi, frate. A ieșit odată din casă să-și cumpere și el țigări, după o lună, frate. Bă, zici că era un moroi, frate, așa. Pachet de Kent. Și s-a întâlnit cu un alt tovarăș. Și i-a zis, bă, cauți un șofer. Vrei, mă, să vii?
La mine la firmă. Vin, frate, cum să nu vin? Bă, dar ai, mă, experiență. Cum, frate, să n-am experiență, mă? Păi tu și câte taxiuri am condus eu cel puțin în ultima lună. Am schimbat o grămadă de firme. Bine, coaie. Vin mâine la firmă și îți dau o mașină și faci Uber. Nu mai faci taximetrist, faci Uber. Bine, coaie. Problema unde e, fraților? Că noi ne-am obișnuit în jocuri, că mergi tare cu mașina, dai cu mașina într-un pod, într-un perete, mașina aia pâlpăie de vreo 4 ori și după aia ți-o pune jocul în mijlocul drumului și mergi mai departe. Asta ce-a făcut? A luat Uber-ul. Pum! Într-un pod. Dar problema care e? Că nu mai pâlpăie mai mașina acum. Acum pâlpăie decât o mașinărie care... Ați înțeles acum? Asta e problema. Că noi ne-am schimbat viața foarte, foarte mult pe rețelele de socializare. Păi voi nu v-ați dat seama că lumea se bate rău de tot și pe YouTube. Mamă, ce să vă spun, bă, se bate lumea pe YouTube. Că mor dacă vă mint. Pe Facebook se antrenează. Pe YouTube se bat. Pe Facebook se antrenează. Pe YouTube au meciurile. Aia e problema. Nu se mai bate lumea nici măcar în viața reală. Se bate pe YouTube, pe GTA-ul ăla, cum se numește. Cam asta e viața noastră, fraților. Și am impresia că din cauza vieții care o facem noi adulții, fac și copiii viața care o fac. Că noi adulții, de foarte multe ori, suntem ocupați să stăm pe aceste rețele. Copiii pur și simplu nu știu ce să facă. Când lipsește adultul, copilul se pierde. Se știe foarte bine. Și copilul ăla, în primul rând, ce o să facă? O să stea pe calculatoarele alea și pe jocurile alea. În primul rând că o să ne vadă pe noi ăștia mari și adulți că facem asta. Și copiii o să învețe și o să repete ce văd că facem noi. Părerea mea. Mă, fraților, nu știu cum să zic, vlog, nu vlog, story, nu știu ce e asta. Era așa, un fel de, hai să mai râdem, dar să vorbim serios. Dacă ați ajuns până aici cu clipul ăsta, vă rog talebanul frumos, un like frumos, un comentariu, o distribuire. Ce vrea pula voastră? Vă pupă talebanul și nu să nu uitați niciodată. Legendele nu mor. Legendele nu o să moară niciodată, fraților. Și o să ne vedem pe live. De pe telefon, de pe calculator, de unde vrea Dumnezeu. Dar o să ne vedem pe live. Vă salută Taleban și aveți grijă când trece stradă. Uitați-vă și pe dreapta, și pe stânga. Și pe dreapta, și pe stânga. Că poate tot timpul să vă sară în față un motociclist și vă lovește la genunchiul de aici.